Prea cucernice, părinte profesor, cucernici, părinți, scumpi și iubiții noștri frați și surori în Hristos Domnul nostru. Vă aducem salutul nostru frățesc, de slăvit să fie Domnul! Din partea cernăuțului bucovinean sau a Bucovinei cernăuțene, aici în Beiușul Bihorean, să zicem, sau cum să spunem, Mizieșul acesta, care ne-a adunat pe toți în acest loc, nu întâmplător. Nu întâmplător pentru că vreau să citesc întâi din Cuvântul lui Dumnezeu un singur verset care cred că este cheia și ar trebui să fie cheia strângerii și adunării noastre și a tuturor adunărilor noastre de felul acesta, când îi comemorăm pe înaintașii noștri sau când ne amintim de ei, mai bine zis. Acest verset al Sfântului Apostol Pavel din Evrei, capitolul 13 și cu versetul 7 spune așa: aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. O, iubiții noștri, aceasta am dorit cu toții să o facem și de data aceasta, cei care am putut și cum am putut și când am putut. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a dăruit puterea aceasta să ajungem și să fim împreună aici și să împlinim și acest verset din Cuvântul lui Dumnezeu, aducându-ne aminte de acest mai mare al nostru fratele, nostru scump Traian Dors. El a avut un suflet mare, a avut o inimă mare, a avut o credință tare și mare, a avut o nădejde mare și trainică, care se împlinește în zilele noastre de astăzi. Pentru că ceea ce El a nădăjduit pentru viitor, așa cum următorul verset spune acolo, că Iisus Hristos același este ieri, azi și în veac. Și iată că acel timp al trecutului pe care îl lega fratele Traian cu prezentul de acea vreme, noi îl trăim prezentul de astăzi. Și suntem fericiți, pentru că El îl arăta pe acel timp al unui trecut, îl lega cu viitorul, adică cu prezentul nostru de astăzi. Și în felul acesta căuta să acopere acea vreme în care au trăit, au suferit, au răbdat înaintașii noștri. Cum să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat și ne-a luminat mintea să înțelegem și să pornim pe calea aceasta și noi împreună unii cu alții și să nu rămână până la ei lucrarea aceasta, ci să continue mai departe și nu numai în țara aceasta, ci și peste meleagurile ei.
Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceasta, că a ajuns și pe meleagurile noastre ale Bucovinei și pe la frații noștri. De la bun început, care s-au înrolat în această lucrare și au luptat cot la cot împotriva păcatului, împotriva răului, împotriva tot ce îndemna gornistul de la Sibiu prin foaia Lumina Satelor. Și iată că astăzi avem atâta hrană duhovnicească, care prin fratele nostru scump, Traian Dors, o moștenim ca o comoară pe care să o prețuim și să ne hrănim din ea, pentru că sufletul nostru are nevoie de această hrană, are nevoie și are totul la îndemână, numai dacă vrea, dacă voiește cineva, zice Mântuitorul, să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Și această hrană a sufletului nostru, care ni se oferă mereu și de fiecare dată, în sterca acestea binecuvântate de Dumnezeu, să ne hrănim sufletele noastre și să ne încărcăm ca o albinuță și să ducem și la cei dragi ai noștri de acasă și la vecinii noștri și pe întreg globul pământesc, așa cum spunea și fratele nostru scump, Hristos să fie dus la lumea întreagă și lumea întreagă la Hristos. Amin, slăvit să fie Domnul!